Bine v-am găsit la Ziua Live, o nouă ediție de sfârșit de săptămână, discutând despre sport. Astăzi cu Patrick Ciocilă, directorul Transilvania Open. Bine a venit, Patrick! Bună ziua și mulțumesc de invitație! Ne mai desparte foarte puțin timp de Transilvania Open, turneul WTA 250 care începe la Cluj în 3 februarie, ține până în 11 februarie și va aduce, așa cum vom discuta în minutele următoare, va aduce jucătoare de top la, la Cluj. Hai să discutăm în primul rând despre numele celor care vin. Un, un main draw, un tablou principal foarte ofertant, dar o să discutăm și despre un, niște calificări extrem de interesante, demne de uh, alte turnee mai mici, uh, echivalent cu acele calificări de la Transilvania. Transilvania. Dar să luăm cu începutul tabloul principal cum arată. Da, într-adevăr, ne uitam aici pe, pe tabloul principal și mi se pare un, un, mi se pare unul dintre cele mai puternice turnee de 250 pe care eu le-am, le văzut. Uh, se vede cât de echilibrat este acest tablou. Prima jucătoare, Lorena Plischkova locul 37 în momentul ăsta, chiar dacă locul ei nu neapărat uh, spune adevărata evaluare, știm că a fost locul 1 mondial, câștigătoare de Grand Slam și mă bucur mult că e a doua când s-a înscris anul trecut, n-a putut să participe cu o lună înainte, s-a retras din cauza opera unei operații la încheietură. Acum e pe o revenire foarte bună, a jucat bine și în, chiar i-am văzut meciul de la de la Australian Open, deși a pierdut, a avut un tablou foarte greu, deci e în formă, mă bucur mult că vine, e important pentru turneul nostru și sper să fie sănătoasă. Dar și alte nume foarte interesante, dar mai, mai, mai presus decât nume, clasamentul, cred că spune clar că prima jucătoare este 37, ultima e 82, asta înseamnă că vom fi, va fi un turneu extrem, extrem de echilibrat și niște, un tablou principal uh, extraordinar de, de ofertant, ca să spun așa. Și la fel și calificările, adică calificările încep de la locul 80 și merg la 129 sunt multe turnee care nu au un astfel de tablou principal cum avem noi calificările de data asta. Faptul că pe main draw, pe tablou principal, avem jucătoare de la 78 la 132, pardon, la calificări și la tablou principal de la 38 la 139, garantează un nivel de tenis apropiat între jucătoare. Vor fi puține meciuri cu favorite certe. Clar, va fi un fiecare meci va fi așa un 50-50 șanse. -50 pe de o parte foarte bine, o să avem meciuri lungi, o să avem meciuri disputate, pe de altă parte va fi un challenge mare pentru jucătoarele românce, care spre deosebire de octombrie, unde cred că puteai să mai ai un tablou mai accesibil sau să ai un meci să zic, mai favorabil aici, uitându-mă pe tablou principal, nu îmi dau seama ce meci să zic, ce tragere la sorți bună poți să ai sau mai ușoară, pentru că toate jucătoarele sunt extrem, pentru extrem de bune. Pentru că bun. ai amintit de românce, hai să luăm așa în, în ordine, pe tablou principal avem o româncă calificată prin prisma locului în clasament, e vorba de Ana Bogdan. Corect, avem, dacă ne uităm pe lista, Ana Bogdan este singura care a prins această listă conform, conform clasamentului, dar din fericire avem și wildcard-urile disponibile pe care le putem da celorlalte jucătoare. avem trei wildcard-uri pe care noi le putem folosi. Mai exact, ca să explic un pic, sunt patru wildcard-uri pe tabloul principal. Două sunt ale organizatorilor, adică putem să le dăm oricui, oricui dorim. Două sunt păstrate pentru jucătoare de top 30 care le pot cere oricând, până în ultimul moment, și atunci noi suntem obligați să le oferim acele două wildcard-uri. În caz că avem jucătoare din top 30 care nu s-au înscris, dar care vor să participe, dacă aceste două wildcard-uri nu se cer, atunci unul dintre ele merge la noi și celălalt merge la prima jucătoare din calificări care a rămas afară, adică favorita unul din calificări va intra automat pe tablou. Uh, nu cred sincer că va fi un jucător de top 30 care va cere acest wildcard, dar rămâne de văzut. Partea bună este că dacă nu va cere atunci al treilea wildcard ne rămâne nouă și îl uh, putem da unei jucătoare românce. Două wildcard-uri deja le-am anunțat, e vorba de Jacqueline Cristian și de Gabriela Ruse, bineînțeles, care uh, încearcă să revină în top 100. Uh, a jucat finala la Cluj în octombrie în fața unor tribune pline, așa că E total meritat, și sper să facă din nou un turneu bun. În calificări, ce ce avem șanse să vedem? Dacă eu, așa am spus, e un tablou foarte greu, e greu să intri în calificări. Nu, anul ăsta e greu să intri în calificări. Nu la șel, la dacă nu mă înșel direct, nu avem nicio o româncă în tabloul de calificări. Ultima, cum am zis, pe tabloul de calificări este cred că o că locul 129. Vor mai fi ceva retrageri, dar cred că foarte puține. Um, avem patru duri și pe tabloul de calificări, asta este foarte bine, deci vom avea clar patru românce care vor juca pe tablou. Vom anunța chiar săptămâna viitoare care sunt aceste patru nume. Um, bineînțeles, uh, sper să avem românci care se vor califica pe tabloul principal, dar, cum am zis, fiecare meci va fi super disputat. Uh, de, de amintit că calificările se vor juca, uh, cu, cu cumva, piletele la calificări vor fi gratuite ceea ce înseamnă că să ai șansă să vezi astfel de jucătoare de top 100 uh, cu zero costuri, mi se pare foarte frumos. Noi am vrut să facem asta ca să promovăm mult tenisul și cumva în primele zile oamenii să vină să vadă cum este atmosfera la turneu, ce le place, să transmită informația mai departe și atunci, începând de luni, să, să vindem bilete, dar calificările sunt gratuite, așa că așteptăm cât și 34 februarie, 3 4 weekend februarie. de calificări, un tablou cu 24 de poziții, da. 6 dintre fete se vor califica pe tabloul principal în urma acestui weekend, plin plin de meciuri. Biletele sunt gratuite, dar dacă poți să ne spui despre procedura prin care Crujinii pot să intre. Da, biletele sunt gratuite, însă am făcut o procedură simplă, care oamenii trebuie să intre pe, pe site-ul nostru, pe transilvaniaopen.ro, la secțiunea de bilete, uh, să intre, să selecteze zilele de 3 și 4 februarie, ca și cum și-ar cumpăra un bilet în orice altă zi, atâta diferența este că la final costul va fi zero, adică ele, ei trebuie să-și pună datele, ca și cum și-ar cumpăra acest bilet, vor primi biletul pe mail, nu bilet au nimic de plătit pentru, pentru data de 3 și 4. Ulterior, începând cu 5 februarie, adică luni, vom avea uh, preț, bilete în vânzare pe fiecare zi. Fiecare zi are un alt bilet, primele patru zile prețul este de 65, 65 de lei. lei da. Am mers din nou cu prețuri extrem de accesibile, ca și nu a mărit deloc față de anul trecut. Deși... avem o avem o schimbare, fac o paranteză aici, s-a da. schimbat legislația și s-a da. mărit, da. mărit TVA-ul la evenimentele sportive și culturale de la 5% Corect. cât era anul trecut la 9%. Corect. Am văzut un anunț că veți suporta voi da, această în acest diferență. De ne-am ne decis să suportăm noi această diferență de de creștere de taxe, am vrut să venim în întâmpinarea oamenilor să avem cât mai mulți oameni în tribune, tribune pline, oricum în opinia mea 65 de lei pe zi ca să vezi toate meciurile, de amintit că cu, acești, cu acest bilet vezi meciurile de pe ambele terenuri de joc la alegere, mi se pare un preț extrem de accesibil, mai ales raportat la ce prețuri sunt în alte turnee, ulterior la, la semifinală va fi 95 de lei iată sub 100 de lei și final la 190 de lei dacă nu mă înșel, așa că mi se par prețuri friendly și Până la urmă, dacă ești din Cluj sau din România și ești fan de tenis, nu prea ai cum să ratezi un astfel de turneu, în opinia mea. Adică e păcat. Revenind la, la jucătoarele uh, prezente uh, Carolina Priscova e clar uh, un cap de afiș foarte bun, câștigătoare de uh, mare slam uh, fost număr 1 mondial, dar și o jucătoare cu un tenis uh, spectaculos bazat pe, uh, pe forță, o jucătoare cu o înălțime bună, cu o servă uh, puternică uh, Care e forma în care se află acum? Uh, pentru că depinde foarte mult și de formă pe lângă CV-ul foarte bun pe care îl are. Da, cum am zis clasamentul ei nu-i, deloc nu-i arată adevărată valoare, Le lejer putem să ne așteptăm ca poate peste 3-4 luni să o vedem din nou în top 10, top 15 și atunci o să spunem wow, ce, ce jucătoare a venit la Cluj, cum s-a întâmplat de multe alte cazuri. Eu cred că Plișcova va reveni acolo unde e locul. Cum am zis, am văzut meciul și de la Australia Open, e extrem de puternică, servește foarte bine, are acea motivație, am vorbit și cu, și cu echipa ei, are acea motivație de a reveni în top, a fost tot chinuită de accidentări, dar o jucătoare care a, fost, care a avut astfel de performanțe, e clar că nu a fost o întâmplare și pentru turneul de la Cluj, Carolina Plișcova e un nume foarte, foarte mare, e mult mai spre sus decât... Eu, eu o consider ca și cum ar veni o jucătoare de top 10 în momentul ăsta, așa, așa văd. Și mai, pe, lângă, pe lângă Carolina Plișcova avem pe Anastasia Pavluchenkova Iarăși o jucătoare care a fost în top 10, o super jucătoare, poate să câștige orice turneu, orice orice Final, meci. Finalistă Roland Garros 2021. Exact, adică foarte recent a jucat finala Roland Garros. Uh, mi se pare extrem de atractiv tabloul. A ajuns, de dacă vorbim de Pliskova, a ajuns în turul 1 la Australian Open, dar a pierdut în fața numărului 3 mondial Elena Rybakina, care la rândul ei apoi a pierdut în fața unei alte jucătoare care va fi prezentă la Transilvania Open, Ana Blinkova actual număr 57 uh, mondial și câștigătoarea din 2022 uh, da. a care face un început de an extraordinar. da. Eu am, am, uitat, asta spuneam, am și văzut meciul și a avut 4 mici de set în primul set cu, cu Uriba, Tenisul feminin acum e atât de imprevizibil încât oricine poate să câștige cu oricine. Clasamentul nu neapărat spune exact forma de moment și valoarea pe care jucătoarea o are. E mult mai diferit decât la tenisul masculin, unde favoriții sunt mult, de obicei merg mai departe, mult mai ușor decât la, la tenisul feminin. De aceea ne putem aștepta, ați văzut că și în anii trecuți am avut câștigătoare surprinzătoare, Ana Blinkova a câștigat turneul din calificări în 2022, a venit din calificări, acum e în top mondial. Uh, Tamara că n-a fost întâmplător și asta e corect. Un, lucru, a confirmat un lucru bun mai departe. a confirmat mai departe corect. ceea ce înseamnă că am văzut o jucătoare foarte bună n-am văzut o întâmplare corect, uh, în... bineînțeles și la șanul trecut Tamara Corpa, și nu cred că nimeni nu ar fi pus-o pe lista de favorite să câștige turneul semifinale am avut Tevalis, o jucătoare de 21 de ani la fel putem să o vedem poate în 2-3 ani în top 10 și... Și care a continuat uh, și continuă să joace Continuă să, să joace bine. foarte bine, da. Dar, în primul rând eu sper să avem multe românce de departe, asta îmi doresc. Consider că va fi mult, mult mai greu decât uh, decât în octombrie ca și pentru jucătoarele românce. Încercăm uh, să avem și un teren puțin, puțin mai rapid pentru că meciurile au fost foarte lungi și foarte... Uh, cum, uh, pentru foarte obositoare pentru jucătoare la final de sezon. Acum venim într-un alt context, venim la început de sezon, jucătoarele sunt mai fresh, vin după o pregătire. Ce dar... înseamnă? Și vreau să te întreb, mă bucur că ai amintit acest lucru. Avem o, parte principală notată pentru Naționale Open, e schimbarea din toamnă în da. februarie. Ce înseamnă acest punct de vedere, acest lucru din punct de vedere sportiv? Ai spus, jucătoare la început de sezon, vin după, după acea, acea, etapă austral Australiană, să spunem, da. urmează o etapă de turnee care se desfășoară în Orientul Mijlociu, în zona Dubai-Qatar și în România, după care urmează etapa mexicană și nord nordamericană da. a, a turneelor. Cum e această nouă poziționare a turneului și ce înseamnă pentru, pentru tenisul pe care îl vom vedea la Cluj? Cred că e mult mai avantajoasă pentru noi. La început, spun sincer, am fost destul de sceptic. Mi-a plăcut foarte mult perioada de octombrie, inițial. Mi s-a părut extrem, mai ales când China nu era atunci, în momentul ăla, erau cele mai cumva, cerute turnee înainte de turneul campioanelor și mi s-a părut o poziție privilegiată în calendar și nu prea, voiam, nu prea voiam să o schimbăm. Însă, după ultimele experiențe pe care le-am avut, mai ales cu retragerile din ultimul moment, despre care am tot vorbit atâta timp jucătoare pe care noi le anunțam că vor fi prezente și ulterior se au retras. Am avut experiență destul de urâtă în octombrie cu acest lucru în care patru jucătoare s-au retras primele patru jucătoare Consider că era destul de complicată perioada pentru, pentru tenismene acel octombrie final de sezon, multe nu mai aveau neapărat un obiectiv. Nu mai exista o miză decât pentru cele care să spunem mai aveau șanse să se califice la turneul campionat și mai aveau nevoie de niște S-a întâmplat exact. acum 2 ani. Exact. Când am... și Inițial, cumva, multe jucători au fost sceptice de a merge în China, dar China oferă premii în bani incredibil de mari, punctele sunt foarte ofertante, foarte greu să refuzi astfel de turnee ca să ajungi la un turneu de 250 în Europa. Și atunci a venit această oportunitate de a muta turneul în început de sezon. Inițial, cum am zis, am fost destul de sceptic, dar am stat puțin să o judec mult mai, mai aprofundat și mi se pare că suntem mult mai bine. Așa, sincer vorbind, pentru că, în primul rând, suntem în mijlocul sezonului de hard. De la începutul anului și până la jumătatea lunii sau finalul lunii martie se joacă exclusiv pe hard. Jucătoarele care au terminat cu Australia de, au și o săptămână între, deci noi nu, nu suntem la următoarea săptămână după Australia, ci suntem la două săptămâni. Au timp să se întoarcă, au timp să se reacomodeze Înainte de noi este turneul WT 500 de la Linz, adică un turneu foarte tot aproape, în Europa, tot da? în Europa mult, deci 100% vor fi și la Linz înainte de Cluj, face foarte mult sens și atunci de la Cluj pot să ajungă foarte ușor în Dubai-Doha unde vor fi cele două turnee mari de 1.000 și de 500$. Noi ne suprapunem cu turneul de la Abu Dhabi de 500. Și cel WTA Open 125 Mumbai Ai, Mumbai, Mumbai corect, Open. Corect, da. Altă noutate pentru acest sezon s-a schimbat un pic uh, regulile după care se face calendarul corect. WTA. Uh, are un pic mai multă logică uh, acum față de trecut? Poate ne explici puțin. Da, au fost uh, schimbări destul de mari, aș spune. Uh, în sensul în care până acum vedeam că sunt multe turne de 250 în aceeași săptămână, în octombrie de exemplu, noi mai aveam două turnee pe lângă ale noastre în lume, unul în Maroc și unul în China, tot de 250, deci practic jucătorii aveau multe opțiuni. Acum, începând cu 2024, WTA a decis că în fiecare săptămână în care nu avem un Grand Slam sau un turneu de 1000, vom avea un turneu de 500 și unul de 250. Deci, și asta un înseamnă... de 125, și unul de 125? 100... Fără suprapuneri. corect fără suprapuneri masive. Asta înseamnă că noi, în săptămâna noastră, în fiecare an, vom fi singurul turneu de 250 din lume au au, rărit, au mărit numărul turnelelor de 500 de la 13 la 17 iar turnelele de 250 au scăzut de la 31 la 21 ceea ce înseamnă automat un produs mai valoros când ai o, o, o cantitate reflectă, mai mică. Se reflectă acest lucru și în tabloul principal și în, în, principal, în, lista și de în, în exact. calificări. Exact. Și se mai reflectă într-un lucru, oarecum acest nou mod de a gândi calendarul îți garantează că jucătoarele aflate în afara top 30 până la locul 80 nu au foarte multe opțiuni decât să vină la turneul de 250, teoretic cel puțin vorbind, Corect, uh, da. care e în această săptămână. Exact, yeah, e, da, este bine de spus faptul că... Uh, și regulile pentru jucătoare de top s-au schimbat. Dacă o jucătoare este în top 30 și în acea săptămână a intrat pe tabloul principal al turneului de 500, spre exemplu la Abu Dhabi acum, nu are dreptul să aleagă la care turneu să joace și automat este obligată să joace la turneul de 500, deci ceea ce înseamnă că e mult mai greu să ai jucătoare de top 30 la tine la turneu. Există anumite excepții, fiecare jucătoare poate de două ori pe an să facă acest lucru, spre exemplu o jucătoare care acum e, e main draw la Abu Dhabi, ar putea alege să joace la Cluj, ar mai avea dreptul să facă asta o dată pe an la orice alt turneu. Pe Aș de, de altă parte, câștigătoare mai au dreptul da, chiar sunt dacă anumite excepții. O fostă câștigătoare indiferent de clasament, o, o jucătoare locală, indiferent de, de clasament, adică, spre exemplu, dacă Sorana va, va vrea să joace la Cluj, uh, poate să facă asta fără să îi se cuantifice în cele două ori pe an. Uh, și mai ai o jucătoare între locul 11 și 30 pe care poți să o ai uh, la turneu. În acesta nu avem, dar, repet, cum mi se pare turneul cred că cel mai puternic pe care l-am avut vreodată ca nivel de cât de echilibrate sunt jucătoarele. Bineînțeles am avut acel an cu Conta, White, cu Simona, care a fost unic atunci în pandemie, dar ca și nivel de, de, ultimă clasată, cât de apropiate sunt jucătoarele și la fel și nume foarte bune, Plișcova, Cencova, cred că turneul arată incredibil și foarte important, vom avea puține retragere. asta sunt singur. Asta a fost uh, iarăși un punct foarte important pentru și a muta fizic, turneul. fizic, uh, la... jucătoarele la început de sezon sunt mult mai, sunt uh, mai, fresh, sunt sunt mai fresh, fresh. Accidentările sunt adică mai am ajuns, în, am ajuns în punctul în care îmi doresc foarte mult să vină la turneul la Cluj exclusiv cele care își doresc foarte mult să fie aici, care vor, care trag tare de ele Bineînțeles că noi întotdeauna am fost transparenți, am anunțat jucătoarele care s-au înscris, practic, pentru că ele se înscriu, noi noi avem controlul la cine se înscrie și atunci normal că noi vom anunța jucătoarele care s-au înscris și cu care implicit și discutăm înainte. Bineînțeles că pot apărea retrageri, dar consider că o să fie foarte puține, pentru că dacă o jucătoare se retrage, nu mai are cum să joace la alt turneu în acea săptămână, ori sta acasă, ori joacă la acest turneu și am și câștigat acest titlu de cel mai bun turneu din lume doi ani la rând și cred că asta atrage foarte mult. Am primit diverse mesaje de la jucătoare care îmi cereau wildcard, de la Alize Cornes, spre exemplu, de la Timea Babo și zilele astea. Amândouă au început mesajul prin a spune că își doresc foarte mult să vadă cum e și să simtă acest turneu cel mai bun din lume, vibe-ul, atmosfera și dacă le pot oferi acest acest A doua alt... oară consecutiv, turneul Transilvania Open a primit la finalul anului trecut titlul de cel mai bun turneu din lume la categoria WT250 da. 50. și foarte important acest acest titlu nu e acordat de un juriu sau de o comisie ci în urma votului jucătoarelor din întreg Corect. circuitul care au participat la turnele de 250 deci o validare cea directă mai, cea mai și cea bună mai validare bună. zic eu, cea mai corectă validare, da. Ce face din Transylvania Open, din perspectiva jucătoarelor, pentru că asta are vorbă cu, cu ele, ce face din Transylvania Open cel mai bun turneu 250? Eu zic că ne diferențiem față de oricare turneu din, din lume, cel puțin la, la nivelul nostru, prin atenția la detalii și prin faptul că nu facem rabat de la absolut nimic din momentul când jucătoarea pășește în Cluj la aeroport până pleacă, este așteptată și pe aeroport de un reprezentant al nostru, Aducem, o așteaptă o mașină Porsche oficială la, la aeroport, hotelul care e fix vis-a-vis -vis de sală, hotel de 5 stele și așa mai departe. Deci toată atenția, toată atenția pe care o avem la detalii și nu ne grăbim niciodată, încercăm să ne punem tot timpul în pielea lor, cum, ce să facem să se simtă mai bine, să le facem să se simtă ca și acasă și atunci automat ele apreciază. Pentru că vă zic sincer, puține turne fac asta. Adică dacă am, am călătorit la multe turnee în, în vest, ei fac turneul să se întâmple, să iasă cifrele la final. E și E mult mai rece exact, atmosfera, și presiunea, o jucătoare aflată în circuit, care stă foarte puțin acasă, e mereu pe drumuri, locuiește mai mult în hoteluri decât Correct. acasă. Confortul, psihic, joacă un rol important, important și modul în care e, e și, primită. Și evoluția din teren este impactată de modul în care o tratezi în afara terenului, sunt de părere că va atrage mult mai multe jucătoare să ajungă cât mai departe în turneu, cumva să se răsplătească această, această ospitalitate a organizatorului, dacă tu o tratezi foarte bine și în afara terenului. Ce alte două turnee care au câștigat uh, premiul de cel mai bun în 2023 uh, sunt două turnee din Statele Unite de tradiție puternice, Indian Wells la categoria 1000 și Charleston la uh, categoria... Da. 500, Tunel care se întâmplă în, imediat după... Da, o companie da. pe care ne, pe noi ne onorează foarte mult să fim alături de Charleston și Indian Wells, care Indian Wells cred că a câștigat de peste 10 ori acest titlu de cel mai bun turneu de, de 1000. Chiar îmi doresc să merg acolo să văd ce, ce îl face atât de special. Uh, îmi propun foarte mult să călătoresc și la, la multe turnee în acest an, să încerc să iau câte un pic de la toate, să vedem puțin ce putem să îmbunătățim, tot timpul există loc de îmbunătățire. Spre exemplu, o să mergem la turneul de la Stuttgart, uh, care e un turneu indoor în aprilie, care seamănă cu al nostru, chiar dacă e pe zgure, un turneu indoor, facilitățile foarte mult seamănă cu ale noastre, deci întotdeauna ne uităm la, chiar dacă ne-am câștigat acest titlu, uh, ne uităm la ce fac alte turnee, ce putem îmbunătăți, tot timpul e loc de mai bine și, bineînțeles, că în timp vrem să. -și și creștem, am tot zis chestia asta, dar va dura câțiva ani cel puțin ca să putem să facem un upgrade, sper să reușim vreodată să facem asta, dar trebuie să o luăm pas cu pas și să consolidăm poziția asta de de, o, de turneu atât de apreciat la, la nivel de 250. Noua licență a venit așa ca o surpriză, lucrurile s-au precipitat pe finalul anului trecut. Cât de greu a fost să faci acest switch și să obții noua licență care îți garantează și, înțeleg pe termen mai lung, anumită stabilitate care se reflectă și în business, pentru că în spatele acestui turneu există și un business, există niște contracte, Orette. niște obligații asumate și niște bugete cheltuite până la urmă pentru a duce, a duce da, și a păstra la Cluj turneul. Da, corect. Încă suntem în proces pentru a ne îndeplini acest obiectiv și acest vis de a avea licența noastră, încă nu s-a finalizat. Sunt, cred că, într-o poziție bună să facem acest lucru. Sper să, ca până la începutul turneului din februarie să avem o claritate a ceea ce va urma. Ce știu cert în momentul de față este că Transylvania Open, următoarea ediție, va avea loc în februarie anul viitor adică vreau să spun că nu va mai fi o ediție în octombrie în acest an ca oamenii să știe să înțeleagă și îmi doresc foarte mult să avem această licență pe termen lung ca să avem claritate să știm ok în următorii 5, 10, 20 de ani avem această poziție în calendar, chiar dacă statutul WTA-ului spune clar că niciun turneu nu are o săptămână garantată sub înscris, în general aceste săptămâni s-au păstrat istorii vorbind an de zile. Deci odată ce tu reușești să ai această licență, ia ta pe viață, poți să faci cu ea ce, ce, ce dorești tu, bineînțeles, cu anumite limitări și reguli. Obiectivul clar va fi să-l ținem turneul la Cluj, aici în România. Am avea oportunitatea să-l organizăm oriunde în lume, dar... Noi o facem cu scopul, punem mâna pe această licență cu scopul de a avea turneul la Cluj și a promova tenisul românesc. Repet, tot asta am zis că de, de aceea am făcut acest turneu de la început pentru jucătoarele românce și îmi doresc E că... un, un focus și am urmărit și declarațiile lui Steve Simon, președintele WTA, și un focus destul de puternic pe amprenta locală a tenisului, am văzut din acest an. Corect. Valorizează foarte mult și oferă jucătoarelor locale acces la turneele locale. Da. Turnere, pentru că că e... și ei au nevoie de, de piețe mult mai diversificate, au nevoie să vadă că și jucătoarele din anumite țări uh, pot, să, pot să iasă la suprafață, pentru că a fost, au fost multe discuții și la, la nivelul VTA-ului în care erau acuzați uh, de faptul că foarte mult focus e pe zona de America, zona aceea, și uh, jucătoarele care conduc uh, Consiliul, că există acest Consiliu al jucătoarelor, sunt majoritatea americane pe Gula, Keys. ele decid acolo cam cum să treaba și uh, de aceea au fost multe discuții că prea mult se merge pe focus acolo și prea puțin pe Europa, uh, cu care pot să zic că sunt de acord cu acest lucru. Uh, dovada a fost și decizia de a face WTA Finals la Cancun, în condițiile în care erau multe alte opțiuni bune, poate și în Europa, la Ostrava. Și noi am fost în discuții acolo avansate, era să se întâmple, dar, da, bineînțeles, Clujul nu cred că neapărat era pregătit de astfel de, un astfel de eveniment, dar de aceea cred că vor să facă asta, vor să lărgească puțin orizontul, să vină și aceste țări, și România pentru ei e o piață importantă, pentru că sunt puține țări în lume unde tenisul feminin e mai popular decât tenisul masculin, și România e una dintre aceste țări. Acum mă bucur că o să avem și un turneu ATP la București din, după, după, câțiva ani, pauză, dar eu consider că impactul la tenisul feminin este mult mai mare în momentul de față, tocmai datorită acestor jucătoare românce. Ca să putem să avem și pe termen lung jucătoare cum avem acum, pentru că totuși vorbim despre multe jucătoare care sunt deja înaintate în vârstă, trebuie să venim cu generații noi doar investind în turnee și dându-le șansa să joace multe turnee acasă, putem să asigurăm o continuitate. Aceste wildcard-uri pe care le folosiți exact. în exact. tot timpul pentru românce, da. în mod ideal ar trebui să, să genereze că niște jucătoare în peste câțiva ani. S-a adeverit în sfârșit. Noi ne tot doream hai să fie o jucătoare după Simona în 2000. 21 vroiam să avem o altă jucătoare româncă și uite cam cu wildcard Gabriela Rusia a ajuns până în finală, ceea ce a semnat că turneul nostru a fost incredibil de mediatizat, a fost atmosferă de Fed Cup, deci asta îmi doresc, îmi doresc din nou să vedem o, finalistă și o campionă româncă. WT circuitul WT cu toată această dorință de expansiune rămâne deocamdată destul de exclusivist. România e pe harta celor sub 30 de țări în care se organizează cele aproximativ 70 de turnee din uh, acest an. Deci, uh, România e în primele 28 sau 29 de țări. Clar. Pe lista celor care au uh, turneu e, uh, da. e greu să ajungi aici. Uh, premiile, hai să vorbim un pic și despre uh, bani. Uh, Prize Money, premiile totale, 267.082 de, de dolari. Da. Uh, în total, uh, bugetul însă e mult, mult mai mare. Da, bineînțeles. Cât, uh, cât cred cheltuiți că sunt, uh, pentru a organiza la Cluj? Uh, Premiile sunt, departe de a fi cel mai mare cost uh, din acest din turneu, acest cel mai mare cost sunt, adică costurile operaționale, practic, primează pe lângă aceste premii, pe lângă ce vedeți aici ca premii în bani, sunt multe alte taxe, taxe de licență care trebuie achitate, uh, impozite și așa mai departe, care astea multă lume nu le calculează sau nu se văd dar costurile depășesc, cred că ajungem probabil la 1,5 milioane de, de euro în acest an. În fiecare an au crescut destul de, destul de mult, am avut o creștere foarte importantă în octombrie versus anul dinainte, versus 2022, pentru că toate se scumpesc, orice furnizor de servicii Spre exemplu, orice, să vă dau un exemplu așa, nu știu, la curățenie sau la ce înseamnă partea de logistică, scenă, orice avem nevoie să facem. În februarie versus octombrie, acum, octombrie anul trecut, toți cresc cu 10-15%. Bineînțeles că la partea de sponsor și la income e foarte greu să crești cu 10-15%. Ați văzut că la, la bilete am rămas cu aceleași prețuri. Sponsorii e greu să crești întotdeauna proporțional cu cheltuielile, așa că tot timpul trebuie să venim cu să încercăm să creștem, creștem veniturile, dar e o chestie asumată până la urmă. Noi o facem foarte mult și din, din pasiune, e ne dă adrenalină acest eveniment, aceste, deja mi se pare că am cre, am creat un brand important în România la nivel sport, cel puțin la nivel de evenimente. Dar bineînțeles că aș fi Aș minți să spun că nu-mi doresc să devină un business sau nu-mi doresc să devină sustenabil. E normal să devină sustenabil pentru că nu ar fi sănătos să nu fie așa. Mai avem, mai avem de muncă până acolo, dar cred că suntem pe un drum foarte bun. Dar asta spun, costurile sunt de șapte cifre, clar. Setup-ul rămâne același cunoscut de ediție trecute, sala polivalentă o gazdă bună pentru, pentru turneu se potrivește, mai ales cu acea invenție de a face ampilci sala în două și de a face două, două terenuri, rămâne același setup pentru 2024. Da, rămâne același setup, clar, sala polivalentă din Cluj e alegerea cea mai bună din pe în fericire avem astfel de sale la Cluj, din păcate în România cred că e singura locație care permite un astfel de turneu. București, nici măcar București nu are capitala țării, nu are o sală ceea ce ar trebui să ne dea de gândit, părerea mea ar trebui să investim mult mai mult în infrastructură sportivă ca să putem atrage astfel de evenimente la, la Cluj Uh, e o, o locație care, bineînțeles, n-am fi câștigat acest premiu dacă n-am fi avut și o locație atât de frumoasă cum e cum e Betelena, cum e sala polivalentă din Cluj. S-au făcut acum și anumite investiții pe partea de, de lumini. O să vedeți că uh, intrările jucătorilor, partea de cumva de show, o să fie mult mai bună, mult mai uh, dezvoltată față de alt, anii dinainte. Uh, avem la dispoziție 8000 de locuri. Bine, Noi împărțim sala da, în două, terenul central automat. Uh, N-are mai mult de, cred că 4000 de locuri ne permit să avem pe terenul, pe terenul central, dar și faptul că avem acest setup inedit cu, cu un drapaj între terenuri e unic. Chiar puține turnee au, cred că Linz și Lyon au cumva un setup similar, da, deci, cumva, și, și dă -o, și o aură mai cochetă și mai intimă turneului. Ne întoarcem puțin la pentru că vreau să subliniem uh, prezența lor la Transilvania Open și să vorbim un pic pe, uh, de momentul uh, în care se află uh, fiecare. Jacqueline, uh, uh, sau hai să începem cu Ana Bogdan, care s-a calificat prin prisma locului în clasament. Uh, ea e pe locul 63 uh, săptămâna aceasta a WTA. Săptămâna viitoare va fi 65. Are un career high de uh, 39, locul cel mai bun ocupat în clasament. Uh, a fost învins în primul tur la dar vine după un 2023 bun. În da, pentru da. Pentru Ana mea. este o jucătoare deja consacrată, adică să stai atâți ani acolo sus, în top 100, cu performanțe atât de bune, o jucătoare incredibil de muncitoare, e extrem de dificil. Știi, poate multă lume se uită și vede locul 66 și. Cumva dă din cap, știi, că din afară e foarte ușor să zici, mamă, da, top 10, top 20, top 30, dar să fii locul 66, în moment, în anul ăsta în care, în perioada asta în care tenisul e atât de competitiv și să stai atâți ani acolo, înseamnă că mental și și fizic uh, ai făcut ceea ce a fost, ceea ce a trebuit. Uh, Ana e o jucătoare foarte muncitoare, știți foarte bine că ea joacă fiecare punct ca și cum ar fi ultimul, Uh, mă bucur mult că, că s-a înscris, mă bucur mult că poate să fie la turneu, mai ales este aproape încă deja. Se antrenează aproape tot anul la Winners, aici în Cluj, uh, locuiește în Cluj, publicul clar a adoptat-o, deci uh, ne așteptăm în fiecare an de la Ana să facă turnee mari. A fost atât de aproape și în octombrie de a ajunge în fazele finale, uh, așa că da, e o, un nume foarte bun pentru turneul. Jacqueline Cristian, primul luat card acordat de voi, este 83 WT acum. Cel mai bun loc ocupat în, în circuit este 58 și a ajuns pe tabloul principal străile în Open. Din păcate a pierdut în, în primul tur și tot din păcate pentru ea rămâne deocamdată fără victorie în acest start de sezon. A fost înființată în primul tur și la Auckland și Hobart, turneul care au precedat Australia. Da. In open, Vine la Cluj cumva pentru a-și da un start, pentru ea poate începe, corei, sezonul, corei. începe sezonul cu adevărat la, da, la Cluj. Da, e foarte important de zis, la Jacqueline contextul în care ea este pe acest loc. Pentru că ea a fost accidentată, mm -hmm. cred că luni de zile a stat pe bară, a scăzut sub locul 200. Iar viteza cu care a revenit în top 100 e incredibilă. Adică, faptul că are fix după revenire, cred că a fost la două turnee în în Spania a făcut două finale sau a câștigat, nu mai mi-am exact, dar a ajuns în fazele finale ceea ce după accidentare lungă e foarte important. Eu o cunosc pe, pe Jacqueline de când eram mici, și jucam turnee împreună și e unul dintre, de, dintre cele mai dedicați oameni din sport pe care eu îi cunosc de când avea 10-11 ani, își dedică viața tenisului toată ziua e la antrenament, de recuperare extrem, Fără extern, e foarte greu să extrem de acela. serioasă și de ambițioasă rar am văzut astfel de ambiție, sincer să spun și atunci la o văd sus pentru că uh, e mai important acest aspect decât cât de bine joștenii toate jucătoarele pe care le vedeți aici joacă tenis extrem de bine, poate aproape la fel, ca să spun așa, dar Din punct de vedere diferența... tehnic, să spunem. Tehnic, da, tehnic e același nivel. Diferența e... face da. constanța, profesionalismul pe care l ai zi de zi de zi și atunci o jucătoare care e atât de profesionistă oricând poate să ajungă în top și Jacqueline chiar are armele să ajungă în top 20, top 30, oricând uh, Ga poate să explodeze. Gabi Ruse, uh, ai spus deja, a făcut un turneu bun în, în octombrie, foarte aproape uh, să ajungă sus. Uh, este acum 139 W uh, dar a fost, a urcat până pe 51, care era cel mai bun loc și am vins în turul 1 la Auckland, chiar de Emara o cunoștință da. mai veche de la turneului. Da, clar, a fost un meci așa, între, un meci al României, ca să spun așa. Între prieteni. între prieteni, corect, da. Gabi, bineînțeles că e o alegere logică pentru Wildcard, a făcut un turneu incredibil, cred că turneul vieții ei, Uh, mi-a și spus că a fost un turneu care a consumat-o cât jumătate de sezon, dar pozitiv bineînțeles acum trebuie să urmărim de aproape situația Gabrielei pentru că ea s-a retras de la Australian Open cu o problemă la abdomen sper să fie bine, am vorbit chiar zilele trecute cu ea și urma să înceapă să, să joace din nou după o pauză mi-a zis că speră, face tot posibilul să fie într-o formă bună care să-i permită participarea la turneu, nu este 100% în momentul ăsta că o să fie aptă să joace dar bineînțeles că mai sunt multe, multe zile dacă cumva se întâmplă să nu fie aptă să joace, vom, bineînțeles vom acorda cel wildcard unei alte românce, dar ea mi-a spus că în proporție de 80% o să fie prezentă la Cluj, Și cred că va face absolut tot ce poate ca să fie într-o formă chiar bună. Care e direcția în care se îndreaptă circuitul sau tenisul feminin? Am văzut în ultima perioadă Uh, foarte multe jucătoare care clachează din punct de vedere uh, psihic. Uh, uh, până acum foarte multe retrageri sau uh, probleme erau, erau fizice, ceea ce e normal în sport, dar din, se înmulțește uh, numărul jucătorilor care uh, acuză probleme uh, psihice, presiunea turneului, uh, viața aceasta on tour în care pleci dintr-un oraș în celălalt și am văzut uh, multe jucătoare care au uh, ales să iau o pauză semnificativă câte un an de zile, câte șase luni. No. Naomi Osaka din vârf. Paula Badosa. Cât de mare e presiunea ca să de jucătoare? Cred că e presiune foarte mare pentru Și de că... unde vine? E important să știm și de unde vine aceasta. E autoimpusă? Sistemul e făcut în așa fel încât pune mari presiune pe jucătoare? Cred că, cumva, uzura este foarte mare. Calendarul e făcut ca uh, micaze, să zic așa, de din începând uh, din ianuarie până în noiembrie, ești în continuu în turnee, Uh, tenisul e mult mai fizic față de cum era mai de mult, ca să câștigi un punct, să câștigi un meci, trebuie să muncești de 3-4 ori mai mult. Am văzut și la Cluj meciuri de 3 ore și jumătate meciuri de 3 seturi și atunci psihic e foarte greu să stai acolo sus. Competitivitatea e mult mai mare față de anii 2000 sau așa mai departe. Deci tenisul a evoluat foarte mult și la nivel fizic și la nivel tehnic și atunci e extrem de greu să, să ții pasul și atunci e o presiune foarte mare și mediatizarea lui e, cu atât mai mult îți adaugă mai multă presiune. E și un sport individual, adică e mult mai greu decât un sport de echipă când ai momente bune, bineînțeles, e mai frumos că ești tu. Când ai momente proaste, e greu -ai să pe cine să, -ai pe cine să te bazezi acolo. Ok, ai antrenor, ai o echipă, dar tot tu ești tu cu tine acolo. Și cumva cred că au, s-au și fost multe exemple acum care într-o perioadă în care partea psihică e foarte, este un foarte mare focus pe partea mentală, pe partea psihică, pe sănătatea mentală a jucătoarelor. Au văzut cazuri, au văzut precedente, cum e la Naomi Osaka, cum e la alte cazuri și atunci cumva cred că se amplifică mult mai mult față de anii, mai față de acum câțiva ani această parte mentală, care bineînțeles nu trebuie neglijată și poate că și calendarul ar trebui cumva restructurat și uite-te că VTA-ul a făcut deja chestia asta, a amicit numărul turneelor tocmai pentru a uh, face un, să zic, un program mai, mai friendly pentru jucătoare, să nu joace chiar atât de multe turnee. Poate aici și uh, nișa uh, descoperită de Transilvania Open, un turneu uh, prietenos cu mentalul jucătorilor. Da, și cum am spus, faptul că ele merg în fiecare, adică vin la Cluj, au terminat în orice turneu, dacă n-ai câștigat turneu, pleci acasă, ai pierdut meciul, trebuie să pleci acasă, pleci, pleci cu înfrângeri, nu e ca la fotbal, ca la basket, ai făcut egal, adică mai ai o etapă viitoare, te mai lupți aici la tenis, ai pierdut meciul, pleci, trebuie să intri pe site să-ți iei un alt avion, mâine să pleci în alt oraș și să o iei total de la zero pe alt, fus orar pe alt și atunci chestia asta cred că poate să te deregleze foarte tare. Și atunci cum le faci tu să se simtă în timpul turneului, Așa, așa, vor și juca, știi, adică cum le tratezi, așa îți vor întoarce înapoi ospitalitatea pe în evoluția pe teren și de aceea încercăm să le facem să simtă cât mai bine la, la Cluj. Ne despart puține zile, încă o dată 3-11 februarie, 3-4 februarie calificările, 5-11 februarie tabloul principal la uh, sala polivalentă, biletele sunt uh, încă online. Da. Uh, cum, cum, stați cu... Pe cu... Transilvania biletele stăm, am vândut extrem de bine, mult peste așteptări, mai ales că am avut așa sau anumite emoții că este din scurt. Am avut turneul în octombrie, acum avem turneul în februarie. Dar februarie e o lună bună pentru că fiind și foarte frig, oamenii încearcă să meargă să către să migreze către activități indoor mai mult decât outdoor. E foarte bine să amintesc că n-am -am spus chestia asta, Alize Corne se va retrage în acest an din circuitul profesionist, așadar va fi ultima dată când oamenii o pot vedea la, la Cluj, în, în turneu. O astfel de jucătoare, mai ales pe de, de, de calificări, este păcat să, să o ratăm. Eu am fost o jucătoare top, fostă top 20, o superjugătoare. Deci avem nume ofertante și în calificări și pe tablou. Da, principal. pentru că n-am vorbit și trebuie să vorbim de calificări, la ora actuală tabloul arată interesant Laura Zigemund locul 78 fostă câștigătoare de dublu la Transilvania da. Open n-a prins, prins încă tabloul principal e favorită 1 pe tabloul de calificări Victoria Golubici un alt nume cunoscut din, din, din turneu Iam Stremska o jucătoare care a mai fost la, la Cluj Clara Tauson Sara Irani un nume da, din nume. nou bun Kaya Iuvan Alize Corneia aminte de ea ultimul an era ultima șansă să o vedem uh, jucând uh, la Cluj. Ribera, Herrie Dart Andreeva, Nuria Parisas Diaz, un nume pe care îl cunoaște. Mana Bodnar, din da. nou un nume pe care îl cunoaștem, a mai fost la Cluj Emiliana Rango, Ana Lena Fritzam din nou un nume pe care ar care trebui să fim familiari. Sunt, este un tablou da. de calificări care multe turne putea, pot să-l considere un tablou principal, adică așa o, așa o văd adică un tablou de calificări foarte puternic. Și spuneai vom mai vedea patru, patru, patru români, numele vale lor când îl vom cunoaște? Săptămâna viitoare. Vom anunța aceste patru valcarduri. Deci în mod ideal patru români care se vor lupta, să le vedem și pe tabloul principal. Extrem de greu anul ăsta, da. extrem, extrem. Da, de greu. dar o experiență este ext extraordinară pentru fiecare din, din ele, părerea mea. Aceasta e uh, principala, uh, să spunem, noutate uh, creșterea competitivității uh, turneului. Asta e Da, este... eu cred că asta da, deci automat tot, acest turneu va fi mult mai puternic fiind în februarie, fiind cu noile reguli, fiind mai puține turnele de 250 în lume, automat o să fie un turneu mult mai echilibrat. Deja avem totuși o notorietate, adică jucătoarele știu la ce să se aștepte, știu unde să vină, vorbesc mult între ele. Deci mă, mă, aștept că în fiecare an să fie o astfel de tablou principal. Eu îmi doresc mult și ca Simona să revină, să o vedem în 2025 la, la Transilvania Open cred că ar fi senzațional pentru, pentru tenisul românesc. Până în 2025, însă o să vedem pe, pe Simona Halep în vară la, la Sports Festival. E cealaltă a săptămânii. Ați anunțat deja câteva nume extrem de interesante și un, un eveniment în vară care, care, va ține capul de, de afiș. Începem cu românca noastră, cu Simon la Hale, până să reușească să învingă în, în justiția sportivă și să revină în circuit în mod oficial. Ați invitat-o la Sports Festival. Da, e... sunt foarte mândru de acest eveniment pentru că e, e cel mai mare pe care l-am reușit să-l. Să să-l face, să-l organizăm vreodată, am tot spus chestia asta, dar chiar cred în, în ceea ce zic, chiar dacă am organizat multe evenimente de fotbal, am adus Barcelona Legends, am adus Galatasaray Legends, am avut atâtea meciuri de fotbal mari și uh, meciul de retragere lui Horia Tecou, al Adrian Mutu, cred că ăsta e cel mai mare eveniment pe care l-am organizat vreodată din, prin prisma numelor pe care, care vin și ceea ce înseamnă ele în, în tenisul și în sportul Sports mondial, ceea ce festival, transmit. Ediția cu numărul 5. Cu numărul 5 uh, un eveniment polisportiv, dar al cărui main event va avea loc în 15 iunie, un spectacol de tenis. Știm deja și ora 18, locația BT Arena. Corect. Simona Halep se întoarce pe terenul de tenis alături de Andrei Pavel, dar o altă surpriză majoră este sunt adversarii Andrei, celor. Două. Andrei Agassi și, și Steffi Graf, acest cuplu cred că cel mai de impact cuplu și cel mai influent cuplu din istoria sportului, pentru că am tot stat să mă gândesc dacă există una, o familie mai care a avut astfel de performanțe împreună în sport, dar nu, nu, nu cred că există. Două legende, practic, ale tenisului, ale tenisului mondial. Pe de o parte, Steffi Graf, considerată de toată lumea cea mai mare tenismenă din istorie, chiar și peste Serena Williams, 22 de Grand slam și prin ceea ce a însemnat ea în acea perioadă, și Andrei Agassi, care a fost... O familie cu 30 de grand, slam 30 de grand în slam casă. Da, nici nu stiu. Chiar sunt curios. Trebuie să întreb. sper să am ocazia să întreb unde țin 30 de trofee de Grand Slam pe lângă alte sute de, 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 de turnee și de trofee. Uh, Andrei Agassi a fost un om care pur și simplu a reinventat sportul și tenisul prin ceea ce a transmis în afara terenului, prin carisma pe care a avut-o, prin înfățișările diferite pe care le avea pe teren fost un superstar efectiv a acea perioadă A trecut dincolo de Exact, de Exact, adică chiar, și ale chiar dacă e, sunt la jucători în istorie la mai mari Federer, Nadal, Djokovic care au mai multe turnee de de Grand Slam, el e acolo, părerea mea, eu îl văd pe Agassi la nivelul lui... Agassi Sampras, îi văd la nivel Federer, Nadal peste Djokovic, ca ceea ce au semnat ei ca și Carismă a și mesajul o pe care a rivalitate care a marcat în... acel deceniu, Agassi-Sampras, exact. a, exact. a, a fost apoi o a venit, care e comparabilă cu, no cu libertatea dintre Federer, Djokovic și... Cu siguranță, și cu siguranță, într-o perioadă când resursele nu erau atât de multe, într-o perioadă când mediatizarea nu era atât de mare ca și acum, au fost, au făcut efectiv istorie. Uh, cartea pe care a avut-o Agassi, cartea Open, care e considerată în continuare cea mai bună carte sportivă care există, eu am citit-o cred că de 10 ori, uh, mi se pare o carte incredibilă prin care el s-a deschis foarte mult și a spus niște lucruri pe care nimeni nu le știa despre el, inclusiv problemele cu depresia care le-a avut, că faptul că el în povestea că într-o perioadă a urât tenisul, a venit de la zero, s-a accidentat, a venit de la zero, nu avea niciun punct în clasament, a început să joace din nou turnee Future Challenger prin tot felul de, de țări în lume și a venit din nou în topul mondial. Deci povestea este absolut incredibilă pe la nivel personal el a fost idolul meu când eram mic, am și plâns când a jucat ultimul meci uh, și am văzut foarte multe meciuri, inclusiv meciul cu Andrei Pavel din 2006, cred că l-am văzut integral uh, live, uh, de aceea a fost o alegere, cred eu, logică ca lângă Agassi și Stefi și Ștefii, grav, să fie Simona Halep și Andrei Pavel. Simona Halep, clar, mai ales în situația actuală, având voie, având dreptul să joace la turnee demonstrative, chiar dacă în acest moment încă nu are o situație clară cu viitorul ei, este permis să joace turnee demonstrative. Oamenii cred că aveau o mare sete de a vedea-o pe Simona. Am văzut asta din reacțiile online, din, din toate discuțiile pe care le-am avut și cred că mă, mă bucur mult că a acceptat și că ne-am înțeles să vină. Noi ne-am ne întâlnit în Dubai în, noiembrie și având niște discuții total, fără nicio legătură cu acest subiect, am stat câteva ore împreună și mi-a venit ideea să o întreb. Am văzut reacția ei instant, a zis că da, ar juca, fără să nu dau... Nu are încă foame de tenis? Da, nici măcar n-am dat nume, n-am, n-am menționat Agassi, n-am menționat Stefigraf, am, am întrebat-o dacă ar vrea să joace la un turneu, la un eveniment la -am Sports atât. Festival, a zis da. Apoi ne-am întâlnit după două zile din nou și în două minute ne-am, ne înțeles, am stabilit tot și așa a luat naștere ideea. Lângă Simona, Andrei Pavel, care sunt foarte buni prieteni, m am și antrenat când eu jucam tenis, dar l-am, chemat pe Andrei pentru că are o istorie mare cu, cu Andrei Agassi, au jucat de șapte ori. Da. împreună, la, la ceeași ceeași generație câștigat, oarecum da. generație Andrei a fost locul 13 și la simplu și la dublu într-o într generație incredibilă de jucători. Uh, e... Andrei Pavel a învins în 2001 finala de la Montreal pe Agassi. O da. finală câștigată de Andrei Pavel. Clar, e revanșa după Montreal și, și meciul din 2006 a fost a rămas în continuare unul dintre cele mai bune meciuri jucate vreodată la US Open, 4 ore, 4 seturi. Deci Andrei clar are o istorie cu Agassi și chiar mi-a spus mi-a transmis Agassi prin, prin agentul lui că abia așteaptă să-l vadă pe, pe Andrei Pavel. A avut numai... Pe de altă parte, Andrei mari Pavel este al doilea cel mai bine clasat jucător român din istorie. ATP din istorie. Corect. După, după el e numărul e numărul 2. Uh, revenind la, revenind la uh, Andrei Agassi și Ștefi Graf, uh, se spunem și câteva lucruri care îi uh, justifică apelativul de legendă, pentru că uneori se folosește Corect, destul poate de poate să fie un clișeu, ușor uh, legende, deja Clar. sunt extrem de multe, dar, de exemplu, Agassi e primul jucător care a reușit uh, Golden slam -ul. adică să câștige în același an toate cele patru uh, Grand Slam-uri plus medalia olimpică. E extrem de rară oportunitatea să joci, pentru că Olimpiada e o dată la patru ani. Right. E foarte greu să ai astfel de jucători și e și singurul, e singurul om care a câștigat un super uh, slam în carieră, se numește Super Slam, uh, câștigarea tuturor celor patru Grand slam plus medalia de aur olimpic, plus ATP Finals. Right. Adică right. să câștigi într-un sezon tot, tot ceea Absolut ce e... se pune tot. în joc într-un lumea Tot ceea în lumea ce cineva și ar da. dori vreodată să câștige da. Da. o dată în carieră, a câștigat el în același an, corect. Asta dar... te face până la urmă legendă și faptul că a fost odată numărul mondial, a avut aceste probleme, a revenit în 99. Corect. Din nou pe, pe locul întâi mondial, are și o poveste de viață extrem de interesantă, a pus, să spunem, racheta în cui în 2006. Ștefi Graf, pe de altă parte, spun că e cea mai mare, unii spun că e cea mai mare jucătoare de tenis din istorie, o compară să spun că chiar depășește generațiile actuale. Are 22 de titluri de Grand Slam. A câștigat cel puțin odată fiecare din Dincă cele patru. Din știu, a trune. câștigat de patru ori fiecare singură jucătoare din, din istorie care a câștigat de patru ori toate cele patru turnee de Marshlem, adică pe rând de patru ori fiecare dintre cele patru, dacă nu mă înșel. Deci Are oricum... și Gordon Slemu în 98, iată și ea, cele patru turnee plus 10 uh, turnee. Da, și pe pe lângă, pe lângă performanțele lor incredibile la nivel individual, faptul că ei sunt o familie, faptul că vin împreună, faptul că. Sunt, au o căsnicie de 23 de ani, fiecare ce transmite împreună au ales ca după cariera lor să fie extrem de activi, sunt foarte multe investiții pe care ei le-au făcut ca familie, pe care oamenii nu le știu, în diverse domenii, de la business, la tehnologie, la sport la media și așa mai departe au acest holding al familiei companie, dar pe lângă asta au și o fundație prin care au promovat, au promovat foarte mult sportul și atunci vor să transmită mult mai mult în afara terenului după ce s-au lăsat de tenis și faptul că este o familie la nivel colectiv, cum împreună ceea ce transmit este absolut unic 377 de săptămâni consecutive locul întâi graf, asta înseamnă o lege Vin la Cluj. Formatul care va fi? Formatul, vă spun sincer, o să fie ceva foarte inedit. Ne concentrăm extrem de mult pe partea de show, pe partea de distracție, entertainment. Vrem să punem mai puțin focus pe meciul de tenis, pe ce înseamnă puncte, scor, nu, nu ne prea interesează scor, nu vrem să fie o competiție, ci vrem să fie un show. Pentru că este extrem de rar să vezi astfel de oameni, astfel de nume, într-un mediu uh, în care ei se simt bine, râd, se distrează. În general te duci la un eveniment de tenis, la un turneu, e se joacă pe puncte, fiecare are un obiectiv. Aici vreau să fie, să se simtă altfel, să vadă oamenii cum sunt acești oameni într-un alt, nu știu, într-un alt vibe, ca să spun așa. Și Simona o să vedem în sfârșit zâmbind, chiar vedea, văzusem o postare că de mult ați mai văzut-o pe Simona Halep zâmbind. A avut o perioadă foarte grea, noi suntem extrem de buni prieteni și am vrut să venim cumva și cu această idee pentru știind prin ce perioadă trece acum mental, chiar dacă ea este foarte puternică, bineînțeles că nu este nu, nu tot. România ușoară. trebuie să fie alături de ea și acum când trece printr-o perioadă grea, la fel cum a fost și probabil că am capitalizat ca și țară și ca și sport prin performanțele ei am și am profitat am protman. profitat uh, mult și acum e momentul poate să întoarcem ceva înapoi. Da, și să știi că, uite, din momentul în care s-a întâmplat acest lucru, reacțiile românilor, sincer, Mene so presenetil, noi în general nație, știi cum e că de foarte multe ori când este ceva negativ Omorâm repede foarte genele, repede da, da, mergem și dăm într-un om dar uite că la Simona cred că la Simona a fost un lucru diferit pentru că oamenii au avut atât de multe cum să zic bucurii și au crescut cu Simona și au avut au plâns la meciurile și s-au uitat încât au adoptat-o practic știi adică este, ai, te simți foarte apropiat de ea și atunci multă lume cred că o cunoaște știe cât de profesionist a fost întotdeauna cât de mare grijă a avut Cariera ei cât de mult a dat de insului și atunci toți cred 100% în faptul că ea este corectă, că ea trece printr-o situație în care i s-a întâmplat un lucru fără voia ei și atunci există susținere foarte mare. Am văzut și din impactul anunțului cu ea că oamenii au sete asta de a de a o revedea pe teren. Deci mă bucur mult, o să fie un eveniment chiar incredibil și la și uh, unic la nivel mondial. Eu nu țin minte, uh, trebuie să mai verific, dar nu țin minte că Agasi da. cu cu Steffi să fi jucat vreodată un meci de un match demonstrativ împreună, nu nu, nu nu țin minte. Cum unde găsim bilete pentru pe probabil, Sports se cei, probabil cei mai mari uh, sportivi care au venit vreodată la, la Cluj, aceste două nume s-ar putea să intre pe lista asta de cei mai mari sportivi, cum, îi, cum ne luăm bilete? Da, cu siguranță. Pe sportsfestival.com sunt biletele, la fel sunt biletele la, la prețuri care ni se par nou extrem de, de decente. Um, am vândut foarte multe acest early bird cu care am început, biletele reduse sau epuizat în 5 ore. Uh, am vândut cred că aproape 50% din capacitatea sălii, uh, nu știu exact exact cifrele, dar suntem la foarte câteva mii de bilete vândute cu șase luni înainte, deci cu siguranță se vor repuiza foarte rapid, s-ar putea ca într-o lună sau poate chiar mai repede să nu mai existe bilete. Deci eu sincer îi îndemn pe absolut toți să-și cumpere bilete cât de repede, mai ales că biletele bune se vând și păcat să nu-i vezi de aproape pe ce, ce program vor avea cei doi la Cluj în afara celor câteva ore de tenis demonstrativ și show? O să fie foarte multe surprize pentru că. Ce înțelegere avem noi cu ei cuprinde mult mai multe lucruri decât meciul de tenis, asta e la fel un lucru special și diferit pe care am reușit să-l facem cu, cu ei, pentru că uh, cu ce am convins să vină la Cluj este cu unicitatea evenimentului, cu faptul că au înțeles că sports festival e mai mult decât să vin, ok, vreau să vin la un eveniment comercial, demonstrativ, durează trei ore, plec le-am transmis și le-am explicat foarte clar că Sports Festival e un eveniment de sport, de masă, de comunitate, de familie, de promovarea sportului, în care vrem să ducem legendele aproape de oameni, în care vrem să ducem copii aproape de sport și ei prețuiesc foarte mult chestia asta. La fel a contat foarte mult faptul că n-au fost niciodată în România, și uh, vor petrece câteva zile, chiar câteva zile la Cluj, uh, cred că două-trei zile și o să aibă mult mai multe activități, o să, o să vedeți că sunt multe surprize cu care o să venim ulterior, care sunt în afara meciului de tenis. Uh, e un, un alt lucru foarte frumos, este că ziua lui Stefi Graf este în 14 iunie, deci cu o zi înainte de meciul demonstrativ, foarte mari șanse să o vedem deja la Cluj, să-și sărbătorească ziua la Cluj. Uh, deci avem mai multe motive în care să, pentru care să fim la Cluj în 13 16 iunie 2024. Început de an sau primele șase luni de an în exemp de agitate foarte pentru citate, echipa exact. Transilvania Open Am început Sports în forță festival. anul, da, bineînțeles. Și, uh, da, e o provocare să... Fim tot timpul între aceste două evenimente, știi, să atenția ta e pe, pe Transylvania Open, după oră ai o discuție despre Sports Festival, mai ales că în această săptămână au fost foarte multe anunțuri de ambele părți, dar am vrut să începem puternic, am vrut să ca oamenii să-și poată face planurile din timp, pentru că nu e deratat. Ce alte surprize ne pregătiți pe 2024? pe 2024 mai avem, un, mai avem diverse alte proiecte pe, pe, rol. Încercăm, avem un alt proiect care încercăm să-l ducem și în alte orașe din țară. O să-l anunțăm în scurt timp. Dar focusul, atât de mare și atât de importante sunt aceste două evenimente că asta cumva e o muncă care ți ia 8-9 luni pe an. Așa că vreau să, avem, vreau să le consolidăm foarte, e o responsabilitate foarte mare, vrem să, de ce nu, să câștigăm a treia oară cel mai bun turneu 250 la Transilvania Open și Sports Festival să fie o ediție specială și unică, această a cincea ediție, să fie cea mai mare de până acum. Patrick Ciocilă, mulțumesc că am ajuns la finalul discuției, dar ne revedem foarte, foarte rapid, 3 februarie. E după Colț, cum ar veni. Începe Transilvania Open, pe 11 februarie, sala polivalentă. Ne revedem, ne revedem. și poate mai discutăm și eu cu acea ocazie. Până atunci îți mulțumesc Sigur. pentru prezență și celor care ne-au urmărit le doresc o zi excelentă în continuare.